Prefectura Suceava a anunțat că în ultimile 24 de ore la nivelul județului nu a fost raportat niciun caz nou de infecție cu coronavirus. Totodată, incidența oficială raportată de autorități este de 0,05 cazuri la 1000 de locuitori, cea mai mică de la debutul epidemiei. De altfel, 90 de localități din județ nu au înregistrat niciun caz în ultimile 14 zile și au incidență zero, iar celelalte 24 de localități înregistrează incidențe oficiale mai mici, de 1 la 1000. În total, în spitalele publice din județul Suceava sunt internate și diagnosticate cu COVID-19 27 de persoane, iar 23 de pacienți se află în zonele tampon cu suspiciune de coronavirus. 5 pacienți prezintă forme severe și sunt internați în Spitalul Județean Suceava. La nivelul spitalelor din județ sunt disponibile 170 de locuri libere în sectoarele COVID și 42 locuri pentru zona tampon. În cursul zilei de joi, în județul Suceava se aflau în carantină 1233 de persoane, iar 41 erau în izolare la domiciliu. Pe de altă parte, autoritățile au anunțat că până acum, în județ, au fost vaccinate 85.868 de persoane, dintre care 75.150 au primit și cea de a doua doză.